Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă prezint programatorul SPCI 2019. Acest tutorial este necesar datorită interesului ridicat față de acest programator și am văzut foarte multe informații eronate despre acesta, poate din neștiință, poate din reavoință. În fapt, acest programator reprezintă o versiune upgradată a FVDI 2018. Placa de bază a acestuia este aceeași ca la versiunea anterioară. Folosește același procesor LPC1788. În noua versiune dispare acumulatorul Long Life, care menținea în permanență alimentat procesorul pentru counter. De aceasta, la versiunea 2018 era necesară actualizarea cel puțin o dată la 29 de zile. La noua versiune acest acumulator lipsește, counterul a fost eliminat și nu este necesară actualizarea. De asemenea, o altă diferență față de versiunea anterioară constă în eliminarea flash-ului MX29GL256, iată pe această albă poziționată aici. Aici este lipsă. Funcțiile acestui flash au fost preluate de procesor. În continuare vă voi prezenta diferențele de software, care sunt destul de mari între cele două versiuni. Vă voi prezenta acum softul interfeței. Producătorul chinez a lansat această versiune spunând despre ea că este mult mai stabilă decât versiunile anterioare. Din ceea ce am probat până acum, într-adevăr, acest lucru este real, nu mai avem probleme de instalarea driverului ca la versiunile anterioare. De asemenea, se remarca faptul că ea bootează mult mai repede. Interfața grafică nu a suferit modificări, este aceeași, cu excepția acestui element pe care vi-l voi descrie ulterior. Legat de funcțiile VVDI 2, acestea sunt prezente și active. Iată, s-a conectat spre device imediat. Nu mai avem neplăcerile de la versiunile anterioare, când nu reușea să se conecteze. Probăm și pe BMW. Ok, remarcăm faptul că s-a conectat imediat. Legat de Tag-Gate-ul, el are funcțiile identice ca la versiunea anterioară, ca la 2018. Pentru Volkswagen, remarcăm faptul că a apărut un nou software V370.
nu este programat, nu este cuplat tachetul. Ok. Deci ne interesează în mod deosebit funcțiile speciale. O opțiune foarte interesantă care ar fi deosebit de utilă. Dar în momentul în care o selectăm, iată ce surpriză avem. Nu există licență pentru această funcție. Încercăm. Nici pentru acestea nu avem licență. Deci în această versiune 3.7.0 funcțiile speciale nu au licență. Nu putem nici programa cheile, deoarece nu avem licență. La guided function avem aceleași funcții ca la versiunea anterioară, dar s-a adăugat BCM-ul. Nefiind plată mașina, nu poate să execute acest script. Concluzia este că, deși promisiunile au fost foarte mari, ele nu au fost îndeplinite, rămân active funcțiile din versiunea anterioară. Vedem că aici MKB-ul lipsește. Dar avem active celelalte funcții. Așadar, versiunea 3.7.0 are foarte puține plusuri. Gama VAG. Vom verifica Mercedes. Vedem că și aici a apărut un nou software, V10.8.
mergem direct pe special function. E ar fi foarte interesant, dar nici acesta nu are licență. Licence missing. Și așa mai departe. În această versiune lipsește licența. Deci am folosit tot versiunea anterioară. La softurile pentru celelalte mărci nu sunt modificări. La Renault avem aceleași funcții. Nu mai deschid. Opel aceleași funcții. La Ford a apărut această modificare, softul se deschide, dar nu ne anunță că nu putem utiliza programatorul pe aceste modele fără adaptorul J1850, care știm prea bine că nu este de găsit. O funcție destul de inutilă, dar mă rog. Deci remarcăm faptul că în linii mari ele, această versiune are aceeași posibilități ca versiunea anterioară. Bun. Iată aici ultimul element. Remarcăm faptul că sunt conectat la net.
Ei, această posibilitate o avem inclusiv pentru versiunea 2018, dar va trebui să plătim licența pentru a avea noul firmware. Va trebui să plătim update-ul. Iată, voi cupla o versiune 2018. Remarcați firmware diferit. Dar vedem că ea nu găsește update-ul de firmware pentru că nu este plătit. Oricum, opțiunea este foarte utilă pentru cei care au interfețe blocate sau care au probleme legate de firmware. Ele pot fi deblocate și readuse la o stare de funcționare normală. Acest update de firmware însă nu rezolvă probleme, multe din problemele de hardware ale programatorului. El se găsește pe soft oficial, se poate face comandă de acolo și se va putea downloada noua versiune de firmware care va fi scrisă direct pe USB. Ok. Sper că a fost util și a lămurit câteva aspecte legate de noua versiune. Vă mulțumesc pentru atenție, cu bine pe săptămâna viitoare!